Clarvăzătorii susțin adeseori că pot percepe lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, nu le putem percepe. Ei își pot da seama dacă un om este bun sau rău. Pot detecta, și asta cu o foarte mare ușurință, aspecte și evenimente din trecutul vieții noastre. Tocmai de aceea am invitat astăzi alături de noi o doamnă cu o poveste extraordinară. Viața ei este un roman. Dacă concurenții noștri vor reuși să deschidă filele acestei cărți atât de valoroase, rămâne de văzut. Sunt Marius Chivu, iar voi urmăriți Clarvăzătorii. În 75 am făcut școala de stewardese și am început să zbor. Am 15.000 de ore. Asta înseamnă 2 ani petrecuți numai în zbor. S-a rupt avionul, s-a făcut întuneric, al treilea motor al avionului urla, făcea un zgomot infernal. Uitându-mă în sus, am văzut stelele, zic, e clar, nu mai suntem în... nu mai suntem în avion, adică într-un avion întreg, suntem într-un avion rupt. Apoi m-au izbit niște, adică m-au, probabil din, de la izbitură, s-au prins niște stropi din mare și m-au atins, i-am gustat, erau sărați. Atunci am realizat că suntem în apă și atunci aveam 3 morți de ales. Una era să plutesc la lung pe mare, al doilea să mă mănânce rechinii, ceea ce acolo este o zonă plină de rechini, și a treia să mor odată cu avionul, adică avionul să explodeze și eu să mor odată cu el. S-a lăsat ceața pe la ora 5, aveam foarte mulți răniți, foarte mulți pasageri cu diferite răni, cu picioare rupte, cu, eu știu, cu brațe, cu capete sparte, cu burți tăiat. Asta este ca la un accident de avion. Ați călătorit mult. Da. În călătorile dumneavoastră, îmi vine să spun, este undeva... Uf... Fosta Uniunea Sovietică. Da. Și n-a fost foarte plăcut acolo, în momentul când ați fost. A trăit acolo o perioadă. Am fost, dar n-am trăit. N-ați trăit, am înțeles. Ați supraviețuit unui accident. Îmi vin ca prime imagini niște răsturnări, e o cutie răsturnată, v-ați dat peste cap într-o cutie. Îmi place de el. Deci îmi place de el la modul că este un tip profund, este un tip inteligent, este un tip care are o privire interesantă, aș spune. Am să punctez același lucru, că este profund, transmite foarte bine ceea ce simte, n-am observat nimic teatral. A stat în spital mult. Nici o zgârietură. Nici o zgârietură. V-ați prăbușit cu avionul și ați supraviețuit unei prăbușiri de avion. Da. Doamne, prin ce ați trecut? Ați văzut membre zburând pe lângă dumneavoastră, oameni decapitați, urât. Membre rupte, da. Da, deci așa, nu, e oribil. Avionul s-a prăbușit în mare. Da. Perioada zi, noapte. Dimineața de vreme. Mircea a reușit primul să vadă accidentul de avion și a descris destul de amănunțit scena care s-a întâmplat.